Începem însă, doamnelor și domnilor, cu acel caz șocant de care vă spuneam și care în momentul de față este în analiza autorităților. Tânăra de 19 ani care a fost ucisă de un urs pe traseul montan Jepimici, care este un traseu frecventat de turiști. Avem mărturia mamei și a iubitului, de asemenea revolta unui ministru al mediului, cel care se întreabă retoric, atenție, câți oameni mai trebuie să moară, astfel încât acele legi care reintroduc vânătoarea la urși și care zac în Parlament să fie aprobate. Legea este atât de aberantă încât vânătorul care a împușcat acest urs pentru că amenința inclusiv salvatorii are acum dosar penal. Haideți să vedem mărturiile și ce cere premierul Marcel Ciolacu în această situație. Eu sunt că eram preocupată cu muntele ăsta și am sunat-o și am zis, ia nu te du, te rog, nu te du. Și am să aibă grijă și am zis, nu, că m-ai ținut mereu, m-ai ținut mereu strâns, așa, și acum vreau să duc în interiorul. Și am zis, măcar dacă te duci, ai să te rog grijă la ușă, ai să te rog grijă la râpi. Din câte am mai aflat de la tata mea că... Mie nu mi-a zis că am mai fost odată cu o prietenă și a fost fugărită de un urs.